că a fost zi liberă, părinții au profitat și și-au scos copiii la mișcare. Mulți dintre bebelași fac nod de la vârste foarte fragede, cu regularitate. Ținând cont că cele 9 luni le-a petrecut tot în același mediu, încercăm să-i păstrăm cât de cât cam aceeași activități, să zicem așa, și să o pregătim pentru ceea ce urmează când va mai crește, să nu fie fricoasă de apă, să nu fie... va face 10 luni, săptămâna viitoare. Aproximativ de vreo 3 luni venim aici, de la un an și 2 luni a fetiței, și ne cere în fiecare săptămână, ne amintește de bazin. Când îi spunem că venim la bazin, dă din picioruță și se bucură foarte mult. Încerc cumva să aduc undeva în locurile care n-am fost eu când eram de vârsta lui și să îl învăț să înoate, să obișnuiască cu apa, să nu-i fie frică și până când crește mai mare să începem și alte sporturi, dar na, trebuie să obișnuiască de mic. Părinții sunt relaxați, copiii capătă încredere în propriile forțe, învață să se coordoneze și socializează cu ceilalți. Înotul pentru bebelași aduce multe beneficii. Putem vorbi de beneficii sociale, pentru că copilașii deja încep să interacționeze cu alți copilași, lucru care nu se întâmplă decât în cadrul unei grădinițe, și automat apare zâmbetul social, vedeți că comunică non-verbal între ei. Putem vorbi de roluri, beneficii motorii, pentru că copilașii care vin de pe la 2-4 luni, o să vedeți că între 8 și 10 luni încep să meargă singurei cu echilibru, lucru care se întâmplă în mod normal la 12-15 luni. Deci clar toate achizițiile acestea motorii sunt bine îmbunătățite și apare și coordonarea. Cei mici pot să frecventeze bazinele începând de la vârsta de 2 luni. Acest sport este recomandat pentru copiii în primii ani de viață.